Se întâmplă lucruri normale în fotbalul românesc. Bună dimineața, doamnelor și domnilor. Se întâmplă lucruri normale, cum ar fi că FCSB își aruncă antrenorul peste bord la doar câteva săptămâni, după ce George Becali anunțase că Vintilă are tot creditul și că va rămâne la club, după ce Vintilă semnase un nou contract până în 2021. Ei bine, iată, Vintilă pleacă de la club și în locul său vine secundul lui Reghecamp din Țările Arabe, Toni Petrea, probabil deschizător de drumuri pentru Laurențiu Reghecamp, care este așteptat să se întoarcă la FCSB din sezonul viitor, care oricum va începe la scurt timp după terminarea acestui sezon. Între timp, Reghecamp și-a găsit secund în locul lui Toni Petrea, l-a adus pe Basara Panduru, care în ultimii 12 ani a fost analist Telecom, analist pe Liga 1, pe meciurile de fotbal. O mișcare pentru Laurențiu Reghecamp, o mișcare surprinzătoare și pentru Basara Panduru. În această seară avem FCSB Dinamo în returul semifinalei Cupei României, însă pare un retur cumva fără importanță dacă Dinamo nu are cumva o răbufnire în această seară. Dinamo învins acasă cu 3-0 de FCSB în manșatur. E o șansă pentru FCSB de a se lupta la un trofeu chiar și în această situație complicată cu antrenorul plecat. Vom discuta în această dimineață însă mai mult despre o altă latură a fotbalului românesc. Vom lăsa un pic fotbalul de Liga 1 deoparte, pentru că ieri am vorbit despre situația de la Dinamo, de la Academia de Copii și Juniori. L-am avut pe fostul director al Academiei, Gabi Răduț, aici în studio și ne-a povestit despre dificultățile și problemele extrem de grave pe care le-a semnalat de-a lungul timpului la Academie, chiar și înainte de plecarea sa. Unele dintre aceste semnale pe care le-a tras Gabi Răduț au dus chiar la îndepărtarea sa din club. Vom discuta despre un copil care a plecat de la Dinamo. Nu este însă o latură negativă a acestei povești, este chiar o poveste interesantă. Cel mai tânăr jucător cumpărat, adus, de fapt, de Sampdoria, din istoria clubului din Genova, Matia Ștefan Neagu, transferat sau luat de Sampdoria în 2017 de la Dinamo, este în această dimineață în studio alături de noi și îl salut. Bună dimineața, Matia, și pe tatălui, Ștefan Neagu. Bună dimineața, domnule Neagu. Ce faceți, domnilor? Sunteți în vacanță? Cum e Matias? Foarte bine. E frumos în vacanță în România? Da. E bine, nu? Da. Dar în Italia cum e? În Italia, în momentul acesta m-am acomodat. Da? E foarte bine. Înainte era în mai greu. Adică după 3 ani de după 3 ani, da. Uh-huh. Pentru că n-aveam prieteni, nu știam niciun cuvânt în italiană. Când te-ai dus? În 2017 nu vorbeai nimic? Nu, niciun cuvânt. Ok. Și cum a fost? Când ai ajuns acolo? O să vorbim acolo și cum ai ajuns acolo. Dar când ai ajuns în prima zi în Italia, cum a fost? Povestește-mi dacă mai ții minte. Păi eu trebuia să dau probele la Sampdoria. Da. Și eram bazat doar pe asta. Nu okay. știam să vorbesc, nu știam nimic. M-am dus, am jucat și am luat probele. Da. După... Tu joci atacant. Da, atacant. Ai dat multe goluri la probele astea? Da, să zicem. Așa. Și după m-au chemat din nou la Sampdoria. Da. Am făcut probele o săptămână. După... În ce au constat probele alea de o săptămână? Poți să ne povestești un pic? În niște antrenamente normale cu echipa. Adică era, ce era diferit față de ce făceai diferit aici? Mai multe. Era o grămadă de antrenori. Da. Am acum antrenori. Antrenorul principal, antrenorul secund, antrenor preparator fizic, antrenor tehnician. Știi de ce râd? Iertați-mă, râd pentru că încerc să-mi închipui cum era la Dinamo, unde există un singur antrenor, nu? Da. Și fără preparator fizic. Fără doctor. Noi avem și doctor și preparator... să-ți facă masaj și de tot. Fizioterapeut. Pentru grupa voastră, pentru grupa ta. Stafful este format din 7-8 persoane. Al grupei. La fiecare grupă. La fiecare grupă, 7-8 persoane. Nu e cu mult mai mult decât o persoană... 7-8 persoane. La România, grupesc, evident. Bun, ai dat proba asta o săptămână? După am plecat. Da. A doua zi când m-am întors în România, m-au sunat de ce nu sunt la antrenamente. Da? Și da. Și le-am zis, păi, am crezut că... Doar o săptămână durează proba. Nu, că trebuie să fii la antrenamente. Ok. Te-au și certat că nu ești la antrenamente. Da. Așa. Și m-am întors acolo să mai fac o săptămână. Că vrea să mă vadă șeful centrului de copii și juniori de la Sampdoria. Directorul sportiv. Am dat proba și mi-au zis. Ești binevenit oricând să vii la noi. Bun. Și de atunci m-am întors în 6 ianuarie 2007.
2018 ceva. Da. 2018. Da. Te-ai întors la Sampdoria. Da. Bun. Și în prima zi când ai intrat în club ca membru al clubului respectiv, ce mai ții minte din ziua respectivă? Aveam un antrenor foarte prietenos. Da. Și m-am acomodat bine cu colegii, cu tot. Deci nu nu știam nimic. Nu știam nimic. Păi și erai ca un îmi explica antrenorul prin semne, da. Mă punea el în locuri și așa. Cum te simți când antrenorul te ghidează prin semne? Ce era în sufletul tău? Într-un fel mă simțeam bine, că știam că mă înțelege. Da. Dar nu știu. A fost greu să te duci acolo și să rămâi în Italia? A fost prima dată greu. Acum îmi place. Uh-huh. Ce era greu? Ce îți lipsea cel mai mult? Prietenii, familia. Uh-huh. Și atât. Mă întorc la tine, pentru că vreau să mai aud despre cum e la Academia unui club important din Serie A. Domnule Neagu, cum a ajuns la Sampdoria? Povestiți-ne și varianta dumneavoastră. Deci, el nu știe prea bine, dar vă spun eu, varianta vedeți oficială. Vedeți că o să l-o corecteze, așa simt, nu, imediat varianta să oficială vă spun eu. Așa. Deci, noi în România aici aveam un preparator fizic, Ionuț Pungă se numește. Așa. Primul campion mondial din atletismul masculin din România. Este Ionuț Pungă. Și a pus o poză pe Facebook. De acolo a plecat toată nebunia asta. De la poza lui postată pe Facebook, în care el este postat ca și aleargă. Și el comentează un fotbalist bun care aleargă ca un atlet. Da. Deci de la poza aceea, de la filmarea aceea de fapt, un antrenor din Italia, care, sau nu, italian, da. Care este prieten pe Facebook cu o prietenă a soției mele, da. Din Genova, l-a văzut și l-a întrebat-o pe persoana respectivă cine este acest băiat, că îmi place cum aleargă, nu știu cum o fi în teren ca fotbalist, dar aleargă foarte bine. Nu vine până aici să-l văd și să antreneze cu mine o lună de zile, să-i fac o evaluare? Da. La care normal, că noi am luat-o în glumă, am luat-o când ne-a spus persoana respectivă de la Genova, da, soția, zice, bă, eu mă duc cu el acolo, în Italia. Și am luat bilet, eu n-am mers. Chiar nu, nici nu ne gândeam la că o să fie ocazia asta. Și am luat biletul la avion, s-au dus la Genova, acolo, bineînțeles, s-a dus și antrenorul respectiv era antrenor la o școală de-asta, micuță de fotbal, unde plăteau copiii să facă fotbal. Cum se numea, știi? Nu știm cum se cheamă. Okay. S-a dus, l-a dus să antreneze acolo. Antrenorii de acolo, văzându-l, au chemat imediat un scouter de la Sampdoria. Aha. Să-l vadă. Au simțit potențialul la... Da, da. Au chemat un scouter. Adică era prea, prea talentat pentru ce aveau ei. Era în evidență față de ce era acolo. Și chemând scouterul de la Sampdoria, l-au văzut. Scouterul a venit la soție, că soția era cu el acolo. I-a spus, nu, ne place cu acest copil, dar ce este cu el? I-am explicat, este copilul Dinamo, joacă la Dinamo, noi suntem din România. Da, nu ne place copilul, dar trebuie să-l urmărim un an de zile. Ok. Ca să-l putem... Cum se face în străinătate, un copil... Da, un an de zile trebuie să-l urmărim, să-l recomandăm la Sampdoria, la probe. Aha, deci după un an, de-abia după aia putea să vină o recomandare pentru probe. Să meargă la probe. Bun. Și de la Sampdoria să-ți dea acceptul. De Sampdoria să accepte, da, domnule, luăm în probe să-l vedem. În probe, nu te... Ok. Și... Stăm de vreo soția, noi nu putem să stăm un an de zile, nu avem cum să stăm, noi plecăm acasă, suntem veniți în vacanță, cum ar veni, sau în plimbare. Și a rămas așa în coadă de pește, deci nu a rămas nici că îl trimite, nici că nu îl trimite la Sampdoria. Da. Schimb seara telefonul, scouterul. Okay. În acea seară. Da. Știți, noi ne-am răzgândit, nu mai vrem să urmărim copilul un an de zile, nu ne-a plăcut mult copilul, marți, cum ar veni săptămâna viitoare, să se prezinte la Sampdoria. A făcut imediat hârtie, ne-a venit mail. Da. S-a prezentat la Sampdoria, acolo, bineînțeles, s-a antrenat o săptămână cu echipa, sub privirele la 7-8 persoane, că acolo trebuie să îndeplinești un barem. Fiecare persoană vine și își dă cu părerea despre el în domeniul lui. Doctorul, psihologul, preparatorul fizic, tehnicianul, tacticianul. Ce au ei acolo? Foarte multe persoane în comisia asta.
Adică nu depinde de antrenor, să spun antrenorul, îmi place. Da. Nu. După o săptămână, antrenorul a venit la soția afară în parcare, i-a spus, din punctul meu de vedere, copilul este ok, da. Doar că nu eu decid legitimarea lui sau nu. A fost o comisie formată pe care l-au văzut, fiecare a notat ce a văzut, face un raport de evaluare care va fi înaintată conducerii. Da. Și a rămas așa. Soția a plecat cu el acasă, bineînțeles că i-au sunat, au spus că unde este copilul, că ei mai vreau să-l mai țin o săptămână, să-l mai vadă încă o săptămână, la care noi am spus că suntem în România. Au zis, ok, sunteți în România, vrem să mai veniți o dată cu copilul, că okay. Vorea să-l vadă directorul sportiv al clubului. Aha. Directorul sportiv, cel care dă ultima semnătură. Fel de cum e Dăciulescu la Dinamo. Da. Așa. Gen. Și ne-a zis, uitați, mai veniți odată cu el, luați și soțul, că eu nu mă dusesem. Eu nu credeam, nu, da. Chiar nu credeam în varianta asta. Și ne-a zis, dați doar să mă anunțați cu o săptămână înainte. Ce era mintea dumneavoastră? La ce vă gândeați? Când mă gândeam. Discuțiile totuși avansau încet, avansau. Da, dar tot n-am crezut. Nici a doua oră eu nu m-am dus. N-ați mers? Nu am mers, am trimis doar pe soție. Soția nu era la înainte. Da. Soția care nu știa nici de ce să bate corner sau out. A ajuns acum o expertă în fotbal. Sunteți ca Emery Kenney care spunea să nu ne facem iluzii ca să nu avem deziluzii. Da. Credeți-mă că acum cunoaște soția, perfect. Tot. Mai bine decât dumneavoastră. Așa susține. Okay. Da. Și ne-a zis, veniți și mă anunțați cu o săptămână înainte. Bineînțeles, oamenii s-au interesat dacă avem unde să stăm, dacă avem cu ce să venim. Foarte... Da. Am anunțat când asta s-a întâmplat în noiembrie, ne-am dus 2017. 2017, da. Deci în septembrie a fost prima dată, în noiembrie 2017 ne-am dus din nou. S-a dus, de fapt, din nou soția cu el. Eu am rămas acasă. Și s-am dus acolo, bineînțeles, l-a băgat la un meci amical. Uh-huh. Primul, când l-a băgat un meci amical în cu care l-a dat... Cu cine mai țin minte? Lăsați-l pe el să povestească. Nu mai țin minte cu cine. Ok. Dar ce s-a întâmplat în amicalul ăla? Țin minte că am dat 3 goluri și am jucat 3 reprize din 3. 3 reprize din 3? Da, m-a lăsat permanent în teren. 30 de minute sau 20? Cât? 35 de minute fiecare repriză. Te-a lăsat permanent în teren și ai dat 3 goluri. Unul pe repriză. Mai țin minte golurile? Cu asta trebuie să rămâi cumva totuși. Și sunt golurile care probabil au cântărit. Nu mai țin minte golurile, dar... Știu că au fost unul din afara careului. Cu șut din afara careului? Da. Da. Unul aproape de la mijloc. Cum aproape de la mijloc? Da. Ai tras la poartă de la mijloc? Da. Serios? Nu, el este recunoscut și în România. Peste portar sau cum? L-ai prins? Cum l-ai prins? Mi-a venit mingea, a venit unul de 2 metri în fața mea. Da. Un copil de culoare, să zic așa. Nu exagerez deloc, nu avea 2 metri. Na. Așa. Nu exagerez. Exagerez, da. Și am făcut preluare și l-am văzut în fața mea. I-am dat direct la poartă și am prins portarul ieșit, s-a dus în transversare și gol. Adică și o dovadă de inițiativă, de creativitate. Bun, și al treilea? Al treilea, nu știu dacă țin bine minte, dar cred că din penalti. Ah, ok. E un gol până la urmă. Bun, 3 goluri în meciul ăsta, ce a urmat? Care a decis? Ne întoarcem la povestitor. A chemat-o pe soție din tribună și a spus că, din momentul actual, copilul este al lor. Da? Da. Dacă noi rezolvăm... Problema era Dinamo, trebuia să-și dea acordul. Nu. Nu? Nu, pentru că i-au pus condiția. Copilul este al nostru dacă dumneavoastră vă mutați în Italia. Ok. Că asta era condiția, noi să ne mutăm în Italia. Da, să vă găsiți de lucru în Italia. Să ne găsim de muncă în Italia, să ne obținem rezidența, ceea ce noi asta aveam în cap să facem. Da. Și noi copilul legitimăm. Ok. Este al nostru. Da. Aceea, soția m-a sunat și mi-a zis, uite ce se întâmplă. Au spus că e ok, copilul trebuie să rămână. Atunci, a doua zi, m-am suit și eu în avion. Deci el avea atunci 12 ani. 12 ani, da. Incredibil, da. Eu m-am suit atunci în avion a doua zi dimineață. Atunci deja am luat-o în serios. Atunci, gata. Am zis, gata, mă duc acolo. Ok. Și am ajuns acolo, bineînțeles, ne-au primit... Foarte, adică am rămas entuziasmat cum am fost primit acolo. Cei că sunt, am venit cu Messi de mână. Povestiți-ne un pic, așa, din impresii, ce mai... Și, nu știam, au ieșit în parcare toți când m-a recomandat că sunt tatăl lui Matias. Asta să le spunem oamenilor că e important. Deci ieri la emisiune, pe locul, pe unul din scaunele pe care stați dumneavoastră acum, Gabi Răduț a povestit, de exemplu,
o chestie, ca să punem, să le punem oamenilor în antiteză cluburile pentru care a activat el până acum. Deci la Dinamo, la Academie, povestea Gabi Răduță ieri, la un moment dat a fost sunat de poliție pentru că la Săftica, unde se antrena o grupă de la Dinamo, trei copii de la juniorii lui Dinamo, minori, erau să fie călcați de mașină pentru că la Săftica, unde există practic un regim de autostradă, există o bandă din asta de beton care desparte sensul de mers spre Ploiești de cel de venit spre București. Copiii voiau să meargă la autostop, pentru că copiii la Săftica merg la autostop, nu mai are clubul nicio grijă de ei pentru a-i duce la Săftica, pentru a-i aduce de la Săftica, iar trei juniori de la Dinamo voiau să sară parapetul ăla de beton printre sensuri, trecând printre mașini, iar o mașină era să-i calce, iar poliția l-a sunat pe directorul centrului să-l avertizeze că lucrurile nu sunt în regulă. Asta odată, apropo de cum respectă Dinamo și respectă juniorii, continuați dumneavoastră cum ați fost primit la Sampdoria. Mă simțeam tata lui Messi, nu al lui Matias Neagu. Așa. Că a ieșit șeful Academiei, antrenorul în parcare, că acolo eram la mașină. Și bine, eu nu știam niciun cuvânt italian, îmi traducea soția. Era și dumneavoastră. Ok. Era, soția, aveam soția, soția știe italian. Era, este vorbitor de limba italiană. Suntem mândri că l-antrenăm, suntem, vedem în el un mare fotbalist, adică astea erau cuvintele lor. Și e un mod de a, face, de a vă face să vă simțiți parte din familia unui club? Nu, ei lucrează la un nivel foarte profesionist de mici cu copiii. Okay. Deci te face să te simți fotbalist de mic. Nu există o diferență între comportamentul lor față de echipa mare sau comportamentul lor față de una din grupele de juniori. Okay. Nu, toți sunt foarte profesioniști și gândesc cum pas înaintea ta. Adică dacă astăzi credeți-mă, ai o nemulțumire, ei au gândit-o a doua zi, știu ce, de ce ești nemulțumit. Okay. Și imediat te contactează sau au un diriginte, au o persoană special pusă, nu angajată, atenție, nu angajată. Da. Un dirigintele grupei este o persoană care face parte din ultra și echipei. Serios? În vârstă. Ah, ok. O persoană în vârstă care... În general, așa, după 60 de ani. Dar dirigintele lui Matias cât are? Da. După 60, toți sunt bătrâni, sunt în vârstă. Sunt... Și ce rol are acest diriginte? El se ocupă de relația între club, părinți. Da. Deci dacă ai... Bine, nu mai probleme administrative, nu de echipă legate. Okay. Adică copilul, dacă se simte rău, anunță dirigintele. Dirigintele anunță antrenorul. Antrenorul anunță... Deci nu există o legătură directă cu antrenorul, există prin acest diriginte. Doar noi putem să vorbim. Doar voi puteți. Atât. E interesant, adică cumva Sampdoria previne bulibășeala din România când părinții stau buluc pe gard și urlă la jucători, la colegi, la adversari, la antrenori. Nu urlă nimeni acolo. Adică cumva Sampdoria previne toată această apropiere a părinților de grupă punând acest paravan, acest diriginte. Da, și anunță acel diriginte care se ocupă și de alimentația lor, și de echipamente, și tot. Adică nu ții echipamentul acasă, să-l spele acasă. Da. Ai jucat la meci, ai lăsat echipamentul la vestiar. Tu vii la următorul meci, găsești echipamentul. Și la Dinamo nu lăsa echipamentul să-l spele cineva la club? Nu. Nu vreau să discut probleme. Vreau să vă întreb doar un lucru. Ce era... șocant pentru dumneavoastră ca experiență, pentru părinte de junior de la Sampdoria, după ce ați fost părinte de junior de la Dinamo? Ce v-a șocat cel mai tare, în afară de modul ăsta de a discuta? Am găsit acolo niște lucruri care de fapt sunt normale, dar pentru noi în România mi se par absurde, adică prea mult. Până nici apă nu bei de acasă. Ei nu-ți permis să vii cu apa de acasă. Nu ai să vezi părinte să arunce apa peste gard la copil, mama, nu mai am apă. Ap și arunci o sticlă din tribună. Vine doctorul cu sticlele, una pentru fiecare, un bidon, un numărul scris pe ea. Nu bea fiecare după fiecare. Ok. Da, deci nu-ți permite nici apă. Nu bea apă de acasă. Cumva e ce se întâmplă și sus. Exact ce spuneați dumneavoastră, cum e la prima echipă, și la 12, 13, 14, acum 15 ani. În zilele când ai meciuri, nu mănânci acasă. Nu mănânci acasă? Nu. Te duci la baza... Deci n-ai voie deloc să mănânci acasă? Nu. Te duci la baza de cantonament. Da. Când? Și... La ce oră? De exemplu, aveți meci? De exemplu, cum avem meci la ora 5 după amiaza. Da. Cam asta e ora la care jucați? Da. În ce zi a săptămânii? Sâmbăta, duminica. Ok. Ne întâlnim la ora 8 dimineața, nu știu, 9.
Da. Cred că e prea devreme dacă avem la 5. Pe la 10. Ok. Ne urcăm în autocar, ne întâlnim, deci pornim. Mergeți la club, la nu? Club. Vă duceți la club, da, cu părinții, da, vă lasă la club. Da. Nu, au și autocare? Nu trebuie să mergi cu părinții. Dar nu te iau de acasă cu autocar. Nu, au 3 puncte de întâlnire în oraș. Ok, bun. Dacă vrem, mergem încolo, dacă nu, cu părinții. Bun. Ajungem la bază, ne urcăm în autocar. Plec imediat la... după ce ajungeți la bază? Sau? Da, când ne întâlnim toți, okay, ne urcăm toți în autocar. Da. Deodată. Plecăm. Unde? Și cu 3 ore spre meci, spre da, terenul unde se când joacă. Când aveți deplasare. Da. Dacă jucați în bază? Nu, dacă jucăm în bază, mâncăm acasă, dar ne zice ce să mâncăm. Okay. Nu avem adică voie lactate, nu avem voie... sucuri acidulate. Bun, deci lactate nu, sucuri acidulate nu. Sucuri acidulate nu, lucru cu grăsime n-ai voie. Adică ce, ce ar putea avea așa o grăsime mare? Nu știu, slănină, porc, bine, sau... copilul nu mănâncă slănină. Nu, în Italia nu cred că găsesc slănină. Okay, carne de porc, da. Carne de porc mai grasă, deci da, n-ai voie. N-ai voie. Așa. Ne zice, mâncați o bucată de parmigiano, da, cu șuncă. Da. Luați o bucată de ciocolată după masă, da, beți un fresh, ceva da, de genul. Da. Și când avem deplasare, clasa am rămas, ne oprim înainte de meci cu 3-4 ore și mâncăm toți același lucru. Unde? La restaurant plătit de Sampdoria. Ok. La un restaurant ales de club, undeva da, pe drumul spre... Cu meniu făcut de antrenor. Meniu făcut de antrenor sau de preparator? Sau de toți. Okay. De staff. De staff. Ok. De staff. Și de obicei ce mâncați? Paste? De obicei salată, da, după niște paste, da, după parmigiano, ca așa e la ei, parmigiano cu bruschete. Uh-huh. Așa. După? După. Aha, interesantă și ordinea. Da. La Dinamo cum era meniu? Nu era. Nu era deloc? Nu era. Păi deci, practic, la Dinamo erai pe cont propriu. Da. Tu erai un copil care doar în acte era la Dinamo, mergea... Mă antrenam. Da. Plecam, da? Și jucam. Plăteați, nu, la Dinamo? Nu. A fost o perioadă în care nu s-a plătit. După aia a venit o perioadă în care a început cu taxă. Da. Când a început taxa, mai țineți minte? În 2017. Deci cam de 3 ani de când zice domnul Răduță că s-au înrăutățit condițiile, domnul Negoiță a pretins și taxe. Nu domnul Negoiță, să știți. Mă rog, dar probabil că cineva... A preluat altcineva administrarea grupelor de copii și juniori. Deci... Nu era la centrul ăla lui Tănase? Nu. La domnul Răduță era. Da, el. Dar cine? A preluat altcineva, un anume domn Gașpar. A preluat grupele de așa, copii și juniori, care eu cred că dânsul a salvat grupele de copii și juniori, de fapt. Aha, că altfel urmau să fie desfințate. Mini-fotbalul. Urma să fie, urmau și să domnul fie Gașpar era ce? Administrator sau finanțator? Sau ce? Nu. A preluat administrarea grupelor de mini-fotbal. Da, nu cumva în numele domnului Negoiță? Sub umbrela domnului sub umbrela clubului Dinamo, bineînțeles, okay, nu? Copiii erau legitimați la clubul Dinamo. Okay. Doar că s-a schimbat administrația. Deci a preluat dânsul să fie administratorul clubului și cel care strângea cotizațiile ca să poate să supraviețuiască centru. Practic, dacă el nu se strângeau acele cotizații, probabil că centru nu avea cum să supraviețuiască, pentru că sunt cheltuieli de închiriere de teren. Cât plăteați? Mai țineți minte? În 2017? Mai jur de 2 milioane, 200 de ron. Pe lună? Pe lună, și da. Și cantonamentele tot părinții plăteau? În România peste tot plătesc părinții cantonamentele. Aici e marea problemă. Mi se pare normal? Mi se pare normal pentru că automat, băgând părintele în seamă, da, intervin și discuții. Al meu joacă, al tău nu joacă. Părintele începe să mai facă și nebunii. Eu recunosc că eu am fost un părinte greu pentru dificil, clubul Dinamo. Erați genul dificil, de părinte care stătea pe plasă. Dificil, vă spun. Și am greșit. Dar am greșit. Acum, dacă aș mai avea încă un băiat să o iau de la început, nu aș mai... E important mesajul ăsta pentru părinți care se uită acum de copii și care stau pe garduri și urlă la toată lumea. Poate am fost unul dintre părinții cei mai dificili. Cei mai dificili. Recunosc. Ce ați făcut de el așa? Din dorința de a face okay, dorința de a face bine copilul. Face bine copilul, probabil că îi făceam rău. Dar când mă enervam, nu îmi dădeam seama de aceste lucuri, de și aceste la aspecte. Cine țipați? Mai țineți minte? La el, la cine? La el? La el, aici era problema. Fii atent, ce vreau să te întreb? Vreau să te întreb dacă tu când erai pe teren și tatăl tău țipa de pe margine,
vreau să te întreb ce simțeai. Încearcă să redai exact ce simțeai, pentru că e foarte important. Simțeam... Nu mai jucam la fel. Dacă... Simțeai că nu mai poți să joci la fel. Nu jucam ce era mintea ta? Ce rotiță aveam se acționa? Aveam un pic de panică. Teamă. Ți-era frică să dai o pasă pentru că țipă tatăl tău la tine? Mi-era frică de greșeală, să zic așa. Uh-huh. Antrenorul nu țipa la tine? Antrenorul nu. Țipa în schimb tatăl tău? Da. Da, nu țipam să mă audă, nu cred că m-auzea el. Problema mea era după meci. Că zicea că se panica. Nu, după meci era problema mea, vă spun eu. Atunci începeau reproșurile. Faceați un briefing serios cu el? Atunci începeau reproșurile. Ce ai făcut? Aia n-a fost. Și în baza acestor discuții, tu la următorul meci te gândeai, urmează după meci, dacă nu fac bine, urmează ședința tactică cu tata. Da, dar într-un fel mă și ajuta, pentru că nu mai făceam acele greșeli. Nu le mai făceai? Nu. Dar totuși în meci erai... Un pic mai panicat, da. Important, stresant. Important, pentru cei care se uită la noi acum și stau pe garduri și urlă la copiii lor, e important, da, uitați ce simte și... un copil, pentru că mulți nu discută cu părinții. Copiilor le e frică să le spună părinților, iar părinții nu-și dau seama cât rău pot face unui copil urlând la el și luându-l după meci pe sus. N-aveam ce să fac, asta era firea mea. Credeți-mă că nu din răutate o făceam sau... Îmi doream foarte mult de la el și știam că poate și câteodată când... Gândul meu era că nu dă ceea ce trebuie. Și de-aia aveam acele reacții. Dar chiar credeți-mă că aș recomanda părinților să-i lase în pace. Exact ce trebuia să ce mi recomandau și mie alții, dar nu înțelegeam. Deci a fost nevoie să treceți prin această experiență, ca fiul dumneavoastră să ajungă într-un mediu profesionist ca să înțelegeți lucrurile. Asta că a avut noroc să ajungă în mediul acela. Da. Bine, pe lângă noroc și valoare, și nu poți să ajungi acolo dacă nu îmbini mai multe... Da. Zi-mi cum merge dezvoltarea ta în momentul ăsta. Deja ai 3 ani și un pic acolo, nu? 3. Cum simți tu că merge progresul tău la Sampdoria? Foarte bine. Așa, povestește-ne ce ai făcut în anii ăștia 3, așa... Am prins mai multă rezistență fizică. Facem foarte grele antrenamentele acolo și asta e foarte bine. Ce antrenamente fizice faci? Poți să ne descrii un pic așa, mare, cam ce faceți la antrenamente? De exemplu, odată la o lună facem probe, să zic așa. Dar nu... Teste fizice? Da, nu mai ales teste. Niște jocuri, să zic așa. Care constau în? De exemplu, ne pune 2 jaloane. Așa. Și noi trebuie să alergăm și avem o tabletă, un timp, care trebuie să călcăm linia asta și asta. Da. Și din ce în ce mai repede, până ajungi să faci tot în viteză. Okay. Asta e un exercițiu. Sau ture de teren în anumite timpuri. Okay. Facem și exerciții fizice cu mingea. Descrie un pic. Cum aș notează oamenii de la academiile de fotbal din România și nu fac nimic. Așa. Alergând cu mingea, de exemplu... Nu știu, să dau un exemplu de exercițiu. Șuturi la poartă, dau șut la poartă, plec în viteză să iau cealaltă minge. Care e unde? Care e, de exemplu, tot terenul, la jumatea terenului. Deci o minge la jumatea terenului, pleci în viteză spre poartă. Fac unul contra unul cu un coleg. Da. Dacă nu treci de el, te întorci. Trebuie să bagi o minge în altă poartă. Okay. După să faci unul contra unul cu altul, până treci de el. Da. Și să dai gol la celălalt poartă cu portarul. Okay. Și până când nu dai gol, nu ai voie să te oprești. N-ai voie să te oprești. Nu. Și dacă nu dai gol, ce faci? Alergi într-una, până nu mai poți. Aha. Până ți s-a întâmplat picioarele. Odată să nu dai gol și să nu mai poți? Da. Ți s-a întâmplat? Am încercat. Deci e o chestie care se întâmplă. Da. Adică e un exercițiu dificil. Da. Mai ales dacă nu ți iese de 3 ori. Intri și într-o panică, trebuie să dau, nu panică, nu se oxigenează creierul. Intri în oboseală. Și nu mai ai nici soluții când nu se oxigenează mintea. Da. Dar spune-mi o chestie, asta o dată pe lună se întâmplă, exercițiile astea fizice. Cu greutăți nu faceți nimic, nu? Cu greutăți n-am făcut nimic. Nimic, momentan. Nu. Bun, ok. Asta o dată, antrenamentele fizice. Mai povestește-mi din ăștia 3 ani, bine, de aici am pornit. Cu greutăți, noi avem sală de forță. Da. Și dacă vrem să mergem, vorbim cu preparatorul fizic sau cu cine se ocupă acolo în acea zi și ne dă exerciții. Să facem cu 15 kg ridicări pe picior, sau îl piept, sau brațe. Da. Depinde cine zice el. Ok. Mai povestește-mi de la meciuri, de performanțele tale, de meciurile tale. Cum îți merge? Câte goluri ai dat până acum în ăștia 3 ani?
Nu prea țin cont, nu le mai număr. Nu le mai număr, când eram atât de numeram. Multe că nu le mai număr. Da. Dar e vreun moment în ăștia 3 ani pe care îl consider cel mai bun moment al tău de până acum în Italia? Trebuie să ai tu ceva. Uite, ții minte, acum am dat un gol în tabără, n-am jucat fotbal nicăieri. Acum am dat un gol în tabără undeva la Vinclus. Ții minte și acum, de la 13 ani câți aveam atunci? Păi am avut un match cu o echipă, nu am jucat cu o echipă mare, okay. Nu era echipă mare. Dar tot așa, cum am zis și la început, cu golul de la mijlocul terenului. Alexandria. Iar ai dat gol. Alexandria, da, cred că iar ai dat gol de la mijlocul terenului, da. Și acum? Am dat... era meciul ăsta de campionat. Două goluri în meciul ăsta. Așa. Unul de la mijlocul terenului. Dar ce ai făcut? Cum a reușit să... Ce e în Italia? Ce fundași sunt în Italia de dai gol numai de la mijlocul terenului? Sunt fundași buni și mari, da. Ce ai făcut de ai dat de la jumătatea terenului? Povestește-ne, descrie-ne un pic, fii comentator. A început meciul? Da. Cum fac și eu de obicei? Preluare și am dat direct la poartă. Ah, deci tu ai făcut-o din aia. Deci cum ți-a dat mingea, de fapt nici nu mai trebuie să-ți dea mingea acum, nu? Sau era înainte de schimbarea regulii? Ba, trebuie să-ți dea mingea, trebuie să o atingă cineva. Da. Și am șurat în poartă și am deschis scorul din primul minut. Dar portarul ce făcea? Dormea? Eu știu. L-ai văzut, te-ai uitat? N-am mai văzut mingea. Dar ai mai încercat chestia asta, fii sincer, ai mai încercat. Asta făceam noi la fotbal când jucam între noi, așa, prieteni. Asta eu încerc de multe ori să șutez la poartă. Ah, mai încerci din prima, așa. Da. Din... Uh-huh. Și acum ți-a ieșit. Da. Și meciul ăsta, nu știu, mi-a rămas așa, în minte. Ca un meci mai... Special. Special, da. Vreau să te întreb cu școala, cum e? Cum cu e sistemul școala... de școală și cât de importantă e? M-am dus acolo în clasa 7. Deci tu erai aici în clasa 7, la jumătatea anului, nu? Când ai plecat. Cam așa, da, cred că da. Așa? Nu m-au băgat în seamă profesorii în clasa 7, m-au lăsat, îmi aduceau cuvinte în română, da, care erau traduse în italiană, okay, să mă ajute. Pahar, laptop, televizor, chestii de astea, așa. Dar stai, tu mergeai, cum aveai contact cu profesorii ăștia? Păi m-a înscris mama la școală privată, okay, da. Și știau profesorii că nu știu pic de italiană. Uh-huh. Și m-a ajutat o profesoară de italiană. Dar mergeai fizic la școală sau? Fizic, da. 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 În prima zi, când m-am înscris la Sampdoria, când am început, okay, să fiu, da, m-am dus și la școală. Uh-huh. Bună ziua, bună ziua. Da. Nu știu nimic. Nici bună ziua, că nu știam cum să zic. Ok. Și m-a ajutat cu cuvinte traduse din italiană în română să le învăț acasă cu mama. Mhm. Uh-huh. Și așa până în clasa 9. Din clasa 9 știam un pic de italiană, okay, mai bine un pic. Și mi-am făcut și prieteni și a început să fie mai ușor. Ok. Deci, practic, un an și ceva ai stat în exerciții din astea de traducere ușoare, da, fiind cumva scos din programul normal pentru, da, vârsta ta. Da, da. Cumva e un an pierdut, nu? Un an și un pic... Cum vedeți lucrurile astea cu școala? Că e important, că sunt curios cum vede un părinte. Știți de ce vă întreb? Vă întreb pentru că sunt foarte mulți părinți care, ca să folosesc un termen din poker pe care nu-l joc, dar îl cunosc termenul, mizează totul pe cartea asta. Copilul va face fotbal. Dar nu știi, n-ai, nu-i sigur. Sunt mulți părinți care fac asta, mizează totul pe cartea asta. Cum vedeți dumneavoastră problema asta a școlii? Trebuie să țină de școală. Trebuie să țină. Să țină de școală. Noi, vă dați seama, am riscat, foarte mult am riscat cu situația asta. Okay. Și în primul rând, asta a fost una dintre condițiile care le-am pus noi când am ajuns la Sampdoria. Vrem la școală, dar copilul să nu piardă anul. Ok. De-aia și intrat la o școală privată. Uh-huh. Pentru că la școală de stat era imposibil, okay, să nu piardă anul. Da. Atât încât nu știa niciun cuvânt, uh-huh, n-avea cum, uh-huh, să duci un copil. Nu avea niciun cuvânt în italiană. Și atunci Sampdoria ne-a recomandat două școli. Da. Una privată, una de stat. Da. La cea de stat. Nu am. Ok. Și am mers la cea privată care i s-a garantat că el trece anul. Deci nu rămâne, indiferent, mm, ce formă, trece anul școlar. Da. Și nu va fi lăsat, repetent cum s-a, da, să repete anul. Și mai ușor, ușor s-a acomodat. A început să vorbească, a început să citească, a început să... A dat capacitatea. Da? El a luat capacitatea în Italia. În Italia, da?
Da. Bravo. Da, deci a luat capacitatea până la urma urmei. Cum copiii de la noi dau capacitatea limba română, el a dat la italiană sau la cel, acolo se dă la toate materiile, toate materiile care le ai la școală. Unde a fost mai greu? Geografie, asta. Da. Italiană. Geografie italiană, adică să știi istorie, din italiană. Că trebuia să vorbesc foarte mult și nu știam. Da, și de oral. Oral și okay, scris. Da. Asta sunt imagini cu tine la Dinamo, nu? Când la erai Dinamo, la Dinamo. Da, când eram mic. Uite, aveai și sponsor, adică te duceați bine la Dinamo. Asta la copii. Asta sunt primii ani, avea 8 ani aici. 8 ani. La câți ani l-ați jucat la fotbal? Deci el a început fotbalul la Proluceaforul, la școala lui Pigulea. Lui domnul Pigulea. Da. Acolo, de la 6 ani la 8 ani, asta la Proluceaforul. La 8 ani a fost remarcat de Cheacu Tudor, da, la Dinamo și a dus la Dinamo. E... rudă cu... Frate cu Hristu. Cu Hristu, exact, da. Da, uh-huh. Sunt doi frați. Da. Iar la Proluceaforul, când a început fotbalul prima dată, l-a avut antrenor pe Bogdan Dobre, cel care este acum antrenor la Under 19 la Dinamo. Da. Primul lui antrenor, Bogdan Dobre a fost. După aceea, Tudor Cheacu, au urmat mai mulți, Palade, Tudor, Dani Popa, au fost mai mulți antrenori în calea lui. Aici ce ai câștigat? Ce erai? Aici ai la Brașov. Așa, ați câștigat un turneu în 2015, da, la Brașov, da, nu? Primul turneu. Ok. Dar nu în 2015, în 2013 sau 2014. Okay. Nu mai știu exact. Cred că ați câștigat primul turneu la Brașov câștigat de ei. Uite, ne scrie Mihai Florin, bună dimineața. Copilul meu joacă la Chievo-Verona primavera și pot să confirm faptul că italienii știu să-i facă pe copii încă de mici să se simtă importanți. Lucrul acesta nu se întâmplă în Germania. De pildă, Luca, băiatul meu, a jucat pentru Karlsruhe SC și vă pot spune că la acest capitol italienii sunt net superiori. Ghiula Iancu întreabă cum stă treaba cu impresarii la juniori în Italia. Vă dau târcoale? Noi nu avem niciun impresar. Da. Am avut un contact cu un domn impresar care... Din Italia? Nu, dar aici din România. No. Care a zis că ar fi cam timpul să colaborăm, dar nu am colaborat. Asta înainte să semnăm contractul anul trecut, în vară. Deci anul trecut ați semnat un contract. Pe 5 ani. Să ținem minte să vă întreb de contractul ăsta de anul trecut. Dar impresarul v-a căutat el, nu? Da. Ne cunoșteam cu dânsul. Ah, okay. Ne știam. Tot din Italia ne știam că dânsul mai vine cu copii din România la probe acolo. Cine? Ne puteți spune? Cătălin Sărmășan. Ah, ok. Am auzit cunoscut. De el. E impresarul lui Pușcaș. Foarte cunoscut. Așa. Un impresar foarte bun. Adică... Bun. Și v-a căutat? Ne-a căutat, ne-am cunoscut în Italia, să știți. Nu a venit special. Și a zis că e timpul să semneze cu el. Să colaborăm, nu să semnăm. Să colaborăm. Asta a fost înainte de să semnăm contractul anul trecut, da, pe 5 ani. Așa. Și n-ați mai colaborat? N-am colaborat, n-aveam... Știi ce se întâmplă în Italia? Nu eram în postura în care să emitem pretenții la momentul respectiv. Domne, am pretențiile astea, vin cu impresarul, gata. Da. Nu. Ne-am bucurat că Sampdoria a fost interesată de noi, de el, să semnăm. Da. Mai ales că vă spun sincer, nu oricine ajunge nu la Sampdoria, la probe. Este greu să ajungi la probe la Sampdoria. Okay. Adică poți să vii la ușa clubului să spui că l-ai pe Messi. Nu te bagă în seamă. Până nu trece prin sita scouterilor și trebuie să te recomande două persoane să semneze pentru tine. Nu stau să piardă timpul să te evalueze. Gândiți-vă că săptămână sunt câte 6-7 copii în probe, noi, la fiecare antrenament. Rulează. Iar procentul este cam dintr-o 1000 de copii pe an rulați în probe, rămân cam 10. Ok. Și din 1000 de copii de la academie, câți rămân la fotbal? Procentul ăsta, dintr-o 1000 chemați în probe, rămân 10 în bază. Din ăștia 10, procentul este cam de 1 ajunge în primavera. Ok. 1. Și noi nu se știe dacă mai ajung la echipa mare. Ok, deci e un drum foarte greu. Simți vreo presiune? Nu? Care sunt planurile tale? Cum vezi tu mai departe? Planurile mele, îmi doresc să ajung la o echipă foarte bună. FCSB.
Niciodată. Niciodată, niciodată? Să nu spui niciodată. Să nu spui niciodată. Uite, tatăl tău, niciodată. Nu înțeleg. Tu ești fotbalist. Trebuie să joci unde... Uite, te și ceartă acum, dacă... Asta e o... Eu sunt rapidist. Da? Da. Păi și cum l-ați dus la Dinamo? Mi-a fost foarte greu să mă decid. Da? Deci, noi suntem familie de rapidiști. Tata, eu, fratele meu, toți rapidiști. Da. Pur sânge, deci noi... Uh-huh. Eu nebuneam pentru rapid. Ok. Și... Ce ai zis? Ce ai spus că? De ce ai jucat la FCSB? Dacă eu vreau să joc cu echipele de top și tu vrei, stai, niciodată să nu spui niciodată, am spus. Așa. E foarte bine că tu vrei să joci la echipele de top. Deci a crescut, nu mai puteți să-l duceți cum vreți. Nici eu nu vreau să joci la o echipă din România, eu vreau să joci la o echipă în străinătate, dacă se poate, da. Așa, bun. Deci rapidist dumneavoastră rapidist, și când deci... Dinamo, de ce la Dinamo? Cum de la pentru că atunci așa a fost Dinamo. Rapid nu... Am stat și m-am gândit, nu avea Rapid, a fost exact, era exact a fost în gaura aia. Visul meu la Rapid era să-l duc. Visul meu era să-l duc la Rapid. Steaua era prea departe? Să îl văd acolo. Dacă de mic copil eu am mers pe stadion, da, la Rapid, visul meu la acela era. Și vă spun sincer, și la botez la el, tot dădeam la muzică numai pentru să-mi cânte că el o să fie vârful Rapid. Da? Da, deci aveam o dorință să-l văd la Rapid. Ce îți spune ideea asta? Vârful Rapid, să fiu vârful Rapid. Te încântă? Cum a dat din urmă? Nu, pentru că acum mi-a intrat în suflet Dinamo. Da, ți-a intrat Dinamo în suflet. Mai ai așa un pic de... Chiar cum vezi ce se întâmplă acum la Dinamo? Te întreb așa ca microbist mic. Dezastru. Dezastru, nu? Da. Și am stat și m-am gândit foarte cu soția. Ce fac eu? Cum să-l duc pe ăsta la... Când vedeam echipamentul lui Dinamo prin casă, nebuneam dacă eram cu Rapidul. Dar ușor m-am acomodat și am ajuns să simpatizez Dinamo. Deci să simpatizez și Dinamo. Nu, deci cum nu... simpatizezi cu Dinamo, retrogradează echipa. Se vede că mă nu doare e simpatie un pic, să știți, sinceră. Da? Simt o durere așa pentru Dinamo acum, dacă ar retrograda asta. Pentru că totuși acolo am avut clipe minunate, să știți. Da. Pe lângă dezamăgire am avut și momente foarte frumoase. Datorită lui, adică mergând cu el prin cantonamente, turnee, am avut momente foarte frumoase și dezamăgiri, nu numai momente frumoase, să știți că nu există numai momente frumoase. Care a fost cea mai mare dezamăgire la Dinamo? Când a ieșit golgheterul unui turneu, așa, marcase 7 goluri, da, și i s-a dat titlul de golgheter altui copil care marchează 5 goluri. Nu înțeleg, stați că mi se pare de domeniul absurdului ce povestește. Deci, el a fost... Unde? Ce turneu? Turneul la Bufte aici. Așa, organizat de? De clubul Juniorul, e un club de fotbal, okay, privat Juniorul. Da, uite, niște italieni erau în spate, parcă. Au fost odată, da, și niște, colaborau, da, cu niște italieni. Și acolo a fost turneul, jucăm finala cu Luceafărul Cluj, pe care ei o pierd. La penaltiuri. Dinamo pierde la penaltiuri. La, da, penaltiuri. El a dat gol la penaltiuri, că el, de obicei el executa la Dinamo, era primul care executa penaltiuri, lovituri libere, el le executa, da, tot. Și chiar le reușea. Uh-huh. Avea momente când părinții aplaudau, când era lovitură liberă, da, s-a aplaudat dinainte. Așa. Când executa el. Așa. Dar și acum n-am știut că el este golgheterul turneului. Chiar n-am știut. Nu v-ați făcut calculele, nu? Nu am stat să... Știam că a dat 7 goluri. Așa. Ca părinte, ție, da, acolo, da, acolo, da, normal. Da, da, da. A dat 7 goluri copilul. Dar nu mă gândeam... Dăduse 7, adică nu le vedea el, tatăl tău, mai multe, nu? Păi nu, nu se știe, da, că a fost așa o problemă asta. Bun. A fost un scandal la Dinamo, pe seama asta. Și știu și ce de la Dinamo, știu și organizatorii turneului. Așa. Că până la urmă i s-a dat titlul de golgheter. Povestiți-ne în... Deci nu i s-a dat titlul de golgheter. Acum plecăm de la acel turneu, așa, s-a terminat festivitatea de premiere, a fost golgheter un băiat de la Cluj. Păi și când ați văzut că... Dar n-am știut, n-am știut. Păi n-ați văzut festivitatea de premiere? Ba da, dar n-am știut că n-am anunțat câte goluri a dat acel deci băiat. Deci a anunțat golgheterul turneului Georgescu, da, da, de la Cluj. De la Luceafărul Cluj. Okay. Și acum am plecat acasă. Da. Pe drum, el supărat. Eu zic, nu mai fi supărat. Asta este, v-a bătut ăștia, v-a bătut la penalturi, n-au fost mai buni ca voi. Da. Ei conduseră atunci în meciul ăla cu 3-1 și a egalat în ultimul minut de joc. Păi i-au bătut la penalti. Tu ți-ai făcut datoria, ai dat gol. Ce să mai... Gata, nu fi supărat. Păi nu, tata, dar cum să nu fi supărat? Eu am dat 7 goluri și respectivul copil de la Universitatea, de la Luceafărul Cluj, a dat 5. De unde știi că a dat doar 5?
am aflat dintre colegi, dintre... Așa, ok. Și știai în momentul în care el primise... Da, știam, da. Nu puteam să mă duc să iau trofeul și din mână. Și ce ați făcut? Atunci, eu m-am mulțumit atunci, zic, bine că n-am știut acolo. Că m-am spus, eu sunt părinte mai, mai dificil. Da. Bine că n-am știut, că nu știu ce s-a întâmplat. Atunci am pus pe telefon și am sunat organizatorul turneului. Ok. Zic, domnul Trăistaru, Mihai Trăistaru, că el este, era atunci, zic, cum se poate ca titlul de golghetă să fie dat unui copil care a dat 5 goluri, iar cel care a dat 7 să aplaude? Așa. Mi s-a spus, nu sunt eu vinovat. Eu am venit la vestiar, am anunțat că Dinamo are cu numărul 7 golgheterul turneului. Da. Cine este să-l... S-a spus că nu există golgheter la Dinamo. Stați puțin. Așa, da. Da, așa și? I s-a spus. Să așa. Dea... Și ce ați făcut în momentul ăsta? Când aflați că organizatorul află de la... Am fost foarte dezamăgit. Foarte dezamăgit. Da. A doua zi dimineață m-au sunat cei de la Dinamo, de la club. Președintele. Cine? Nu știu cum se chema președintele care era atunci. De la copii? Sau? Nu, de la echipa mare. Bălănescu? Nu Bălănescu, nu domnul Bălănescu. Nu era Bălănescu. Altcineva a fost. Era. Stanciu? Nu. Alexandru David? Mai în spate. Păi cât de spate? Înaintea lui David. De Stanciu nu, Dinu Gheorghe nu, nu. Anghelache? Nu, nu, era pe timpul lui Anghelache, dar domnul Anghelache. Dar domnul Anghelache nu era președinte, era altceva. Așa. A fost altcineva. Nu era Alexandru David? Nu, nu, nu. A venit după aceea David. Așa. De Stanciu știu că a fost în perioada aia, Dinu Gheorghe a fost în perioada aia. Nu, nu, noi nu l-am prins pe Dinu Gheorghe. Bălănescu ziceți că nu. Nu, nu. Nu, a fost altcineva. Încerc să-mi aduc aminte, da. Să mă duc la club, să, că s-au interesat și s-a făcut o nedreptate, că așa este, copilul este... La care eu nu am luat în seamă, nu m-am dus la club, am spus, domnule, eu sunt părinte, nu știu dacă asta a fost decizia antrenorului. La care, bineînțeles că antrenorul mi-a motivat situația asta care s-a întâmplat, că, vezi, doamne, noi nu... Este o decizie a lui să nu se dea titluri individuale. A, ok, să creeze un spirit de echipă, să nu... Da, da, dar la golgheter nu ai. Nu poți să dai cel mai bun jucător, nu poți să dai nu mai știu cum, deci, dar practic, golgheter... Dinamo a anulat golurile lui... Le-a anulat. Le-a anulat, pentru că golurile lui nu au mai existat. Nu, mândria lui. Opinia lui Dinamo nu a mai existat. Mândria lui la acea vârstă, bucuria lui. Că în viață, ca și fotbalist sau ca și copil, e greu să... Nu știu de câte ori în viață te întâlnești să ieși și golgheter la un turneu sau într-un campionat sau... Chiar dacă unii poate privesc și spun, a, mă, că era la... avea 10 ani copilul, ce mare lucru. Da. 10 ani, 10 ani, un asemenea eveniment îți dau niște aripi enorme unui copil. Îi dau aripi. Și n-am făcut nimic. Nu s-a întâmplat nimic. M-au contactat organizatorii și ne-au chemat la o terasă. Să vă cinstească. Nu, domnule, am mânat titlul de golgheter la terasa aia. Diplomă, trofeu. Și practic, turneul are doi golgheteri. E băiatul ăla de la Cluj care are și el diploma, probabil, o arată. Da? Și tu, care are două goluri mai multe. Și el și trofeu acasă. Incredibil. Și trofeu acasă, da. Una e să țin mâne trofeul într-o festivitate de premiere în care sunt 1000 de părinți, nu? Și toată lumea te aplaudă și alta e să-ți mâne la o terasă, uneze titlul de golgheter la o terasă, felicitări, știu că tu ai fost, asta a fost situația, poftim diploma, poftim... Se pare incredibil. Da. Văd poza asta cu Chivu, o să mă întorc, vreau să vă întreb despre Chivu un pic, însă vreau să citesc un mesaj de la cineva, un mesaj foarte bun de la Bogdan Onete. Întreabă-l pe tatăl copilului sau pe el dacă cei din Academia Sampdoria pun accent pe titluri la junior, câștigarea campionatelor la nivelul de vârstă. De ce spun asta? Pentru că în România antrenorii ăștia care s-au făcut acum precum herstiliștii pun accent doar să câștige și părerea mea că este o greșeală. Pun foarte mare accent, să mândresc când cu titlurile. Cu titlul și cu astea, dar nu exagerează, nu. Dacă pierd... Nu urlă, nu... Adică e o presiune mai mare la Dinamo? Ai simțit că ar fi o presiune mai mare să câștigați titluri decât în Italia? Acum nu mai mi-amintesc cum era presiunea, că a trecut mult timp, dar știu în Italia cum e. Deci nu e o vor dramă. Vor să câștige. Nu e o dramă. Nu e o dramă, dar vor să câștige neapărat. Ok. Bine, asta nu e neapărat rău că vrei să câștigi, dar nu e o dramă. Acolo nimeni nu țipă. Nimeni. Nu, acolo totul se notează. Și se notează doar ceea ce faci bine. Dacă eu dau gol într-un meci, se notează minutul, echipa, tot. Cine mi-a dat pasa de gol, de la cine a plecat mingea. Au o persoană
din club care în permanență stă în tribună și notează toate realizările copiilor, minut, secundă, tot, pase greșite, nu greșite, pase bune, da, realizări, da. Toate realizările care alea ajung la șeful academiei. Există probabil o bază de date. Iar șeful academiei se uită peste ele și vede ce realizări, pentru că noi nouă, când ni s-a propus contractul pe 5 ani, chiar asta ne-a spus. Am luat fișa lui și sesizez că, sau observ că are cele mai multe realizări în comparație cu minutele jucate. Cea mai bune procent de realizări în minute jucate din toată echipa. Să mergem, că vreau să mă întreb multe lucruri, vreau să vă mai întreb, că și sunt multe mesaje de la oameni. Te întreabă, uite, Mihai Florin, dacă responsabilii de la FRF te monitorizează pentru echipa națională. Am văzut o știre în Italia că la sub 15 ai fost la niște probe sau ceva pentru națională. Da, și m-am accidentat. Cum? Acolo te-ai accidentat? Chiar acolo, da. Da? Da. Și clubul italian cum a reacționat că te-ai accidentat acolo? Clubul italian a întrebat pe ei și ei de ce nu te-au sunat, ce ți-au făcut. Nu, adică, nu răspund pentru tine? Vă spun eu. Așa. Deci în vara anului trecut s-a făcut o acțiune a Federației la Buftea, în care au fost chemați și au venit copii din străinătate, care fac fotbal în străinătate. Cine v-a chemat, mai știți? Cine v-a sunat? Știu că Țiclanu se ocupa la un moment dat de chestia asta acum câțiva ani. Un domn Parfene, Bun, okay. Care este în cadrul Federației. Bineînțeles că au cerut acceptul clubului Sampdoria. Federația a trimis hârtie la clubul Sampdoria, pentru că aici nu poți să faci nimic dacă nu ceri acceptul clubului. Normal. Și clubul și-a dat acceptul. Chiar s-au mândrit foarte mult. Au pus pe toate site-urile lor. Acolo am văzut și eu știrea, Neagu Matias a fost chemat. Deci știu să te facă fotbalist, știți, știu să te facă să-ți ridice, să-ți dea aripi. Da. Știu să și dea, să ți le taie dacă ți se suie la cap. Dacă nu dai randament în teren, ei nu țipă, ei îți trimit mail sau scrisoare. Nu vine nimeni să-ți dea cu explicație, știi, de mâine nu mai vii sau vii. Păi și ce scrie în mail? Ați primit vreo mail de genul ăsta? Păi am primit scrisoare prin poștă că să ne prezentăm, să semnăm contract. Ah, ok. Cum a fost cu contractul? Că sărim de la una la alta. Foarte. Deci ai semnat pe 5 ani cu ei? Pe 5 ani, anul trecut. Asta însemna 2019 până în 2024. Adică până la vârsta de 19 ani. 19 ani are contract. Și ce ne poți povesti ce... Nu, că e clauză de confidențialitate, nu? Să zicem. Ce drepturi ai în contractul ăla? Niciun drept. Nu câștigați nimic? Nu câștigă nimic? Bani, momentan... Nu se câștigă. Niciun drept. Ok. Deci, practic, doar tot ce cheltuie Sampdoria... Am drept, de exemplu, când am venit prima dată la Sampdoria, am primit un dulap plin de haine. Cu tot. Echipament. Echipament, haine... Dar n-avem cum să arătăm oamenilor, să le arătăm dulapul cu echipament. Ia, trimiteți-mi pe WhatsApp și eu o să-i trimit producătorului să vedem dacă putem să vedem poza cumva. Deci, dacă vedeți, soția trimiteți-mi pe WhatsApp. N-am dat niciun bar. Să le arătăm oamenilor cum arată un dulap cu echipament, nu? Da. Asta vreau. Fantastic, și alea au fost toate. Trimiteți-mi repede ca să câștigăm timp. Fantastic, deci nici nu... Nu am crezut că... Soția mea a crezut că au greșit ei. Acolo echipament pentru toată echipa. La Dinamo țineau vreo 3 grupe cu echipamentul, nu? Pentru el. Așa, bun. Deci, dulapul cu echipament. Dulapul de echipament. Niciun ban. Niciun ban pe el. Așa. Ne dă vreo 5-6 echipamente de antrenament. Da, pe sezon. Nu. A, direct. O dată, toată dată. Da. Și ne mai dă de 2-3 ori chestia asta. Pe sezon. Da. Atenție. Nimic nu dai înapoi. Nu se întoarce nimic. Nimic nu se dă înapoi. În România totul se întoarce, inclusiv la echipele mari. Dacă jucătorii trebuie să plătească tricourile. Nu dai nimic înapoi. Haine de prezentare. Da. Pantaloni lungi, pantaloni scurți, hanorac, bluză scurtă, bluză lungă. Da. Jean-Pierre. Nu văd nicio diferență față de Dinamo, să știi, și de alte cluburi din România. Haideți să nu mai... Glumesc, eu glumesc acum, să știi. Spuneți prea mult Dinamo. Pe România, practic. E clubul în România, aveți dreptate. Bine, la viitorul probabil că e un pic diferit, dar... Cred că este singurul club care să mai apropie... În timp ce povestești, Bogdan, întreabă-l cine e idolul lui. Cine e idolul tău? Cristiano Ronaldo. Și Cristiano Kivu, pe care l-am văzut într-o poză cu tine, povestește-ne un pic interacțiunea cu Kivu. Te-am văzut în poză cu el, poate și vedem poza. Știam că e român și el. Da, știe, dar tu nu l-ai. Și în ziua aia aveam meci cu Inter. Da. După meci
mi se pare că am pierdut meciul ăla. Așa. M-am dus în vestiar, trist, am făcut duș, am ieșit și tata vorbea cu Chiva acolo și da. Am venit și eu. M-a întrebat cum stai, cum ești, cum ai ajuns aici, toate chestiile astea. Am făcut o poză și mi-a zis ai grijă că e greu și ține-te. Ține-te, asta a fost faptul lui. Ține-te. Nu, scurt așa. Vă spune, a spus exact așa, a spus. Numai faptul că ești cu mine aici, acum, te afli cu mine aici. Câți români suntem aici? Eu și tu. Și dumneavoastră. Noi eram spectatori. Da. Noi eram spectatori. Glumesc așa, da. Faptul că ești cu mine acum aici și stai de vorbă cu mine, înseamnă că ai valoare. Ok. Deci nu mai fac așa, exact așa a spus. Nu, faptul că stai cu mine de vorbă acum la turneul ăsta aici, unde era un turneu în cei că ești la Champions League, ce echipe erau. Juventus, Torino, Inter Milano, Milan, Parma, Lazio, Atalanta. Deci incredibil, câte ori ce echipe erau acolo și cei că ești în Champions League. Și de-aia, el a jucat cu echipele astea, le-a întâlnit. Mi-ați trimis poza? Da. Că mă întreabă, așa, imediat, stați așa, imediat îi trimit producătorului, lui Sebastian, să vedem, și poza când poate Sebastian să o pună. Asta e poza cu Chivu, am vorbit despre ea, hai să mai vedem ce mai întreabă oamenii, că sunt mulți oameni care trimit mesaje și aș vrea să vi le citez. Nicuș Ordinu, salut! În România copiii nu sunt apreciați, toți patronii de cluburi urmăresc profitul clubului, cât mai mulți copii la număr performanță lipsă, felicitări și mult succes invitatului. Muncesc copiii și nu au copilărie și când ajung la 18-20 de ani în România nu mai au nevoie de tine și se spulberă munca unui copil de atâția ani, zice Otilia Moise. Te întrebasem și dacă poți să ne povestești acum, că ai zis, domnule, vreau să ajung la o echipă de top aici, ne-am întrebat că am divagat cu FCSB, cu Rapid, cu Dinamo. Ce mai visezi tu la carieră? Sunt oameni care visează și proiectează așa o imagine, nu știu, sunt copii care proiectează imaginea să câștige titlul mondial, de exemplu. Sunt mulți care au tot felul de... Da, am un obiectiv, să ajung să iau balonul de aur. Tu vorbești serios? Bravo! Toată bravo! Probabil că mulți o să zică, ha, ce balonul de aur, bravo! E bine să ai în minte chestia asta tot timpul. Bravo! Hai să mai vedem. Mulțumesc, așa, îi doresc mult succes să aibă sănătate și seriozitate și muncă, foarte important ce spune acum, pentru că talentați sunt mulți copii, munca primează și seriozitatea, baftă multă, Bogdan Onete. Vă transmite cineva felicitări. Mă bucur că, pentru că m-ai promovat și tineri fără file, hai România, Alexandru Paraschiv. Ia să vedem că ne ceartă cineva că n-am citit comentariul de mai sus, să vedem care e comentariul de mai sus. Atenție, părinți, apropo de ce spune. Așa, Walter Zenga. În Italia scapă spre marea performanță 1 din 10.000 de copii. E o declarație. Citează Mugurel Coliba. Domnul Neagu, bună dimineața. Am și eu un nepoțel în Italia, are 13 ani, acum talentat, calități, etc., joacă de la 7 ani. Ce vreau să vă spun este că în Italia, ca și în România, dar la scară mai mică, se împing copiii spre marea performanță, chiar dacă dumneavoastră nu o veți recunoaște. Ca să ajunge sus, îți trebuie șansa unică să te simpatizeze mister, ca el să te împingă la mister de la următoarea categorie. Urez copilului dumneavoastră din suflet să aibă să ajungă cât mai sus. Are dreptate. Și în Italia sunt interese, să știți. Da, mai ales că sunt foarte mulți impresari care pun presiune. Există o presiune a impresarilor. Acolo impresarii țin copiii și există o presiune. Noi am întâmpinat problema cu de la suntem mândri că la antrenăm la ăsta cine l-a adus aici. Okay. Ce ne trebuie nouă român? Deci am întâlnit și situația asta. Cine a zis asta? Că ce ne trebuie nouă român? Mai țineți minte? Cine? Din cadrul clubului, nu? Cine a adus românul ăsta aici? Nu avem noi copiii noștri italieni? Asta e poza pe care mi-ați trimis-o. Hai să vedem întreaga, așa? Deci în Neagu 05, scrie acolo. 2005, adică. A, că e în anul tău. Și asta e ce ai primit tu? În prima zi când s-a prezentat la... și a devenit copilul Sampdorii. E ca în România. Aproape ca în România. Gândiți-vă că toate echipamentele acestea, care le vedeți dumneavoastră acolo, el nu le mai are, le-a dat cadouri. Incredibil. Noi nouțe în țiplă, că n-a avut timp să le folosească. Da, nu sunt toate astea. Și nu sunt toate, da. Wow. Așa. Întreabă cineva cum a scăpat de Dinamo. Mă rog. Și Dinamo ce a câștigat de aici? Întreabă Costel Floriștean. Dinamo are de primit grila de formare-promovare. Cât e? Și am înțeles eu că în jur de 10.000 de euro. Ar avea Dinamo de primit pe grila de formare promovare a lui în momentul când semnează contractul de profesionist.
Aha, adică la 8? La 16 ani. La 16 ani. Că Sampdoria s-a asigurat de cei 5 ani ai lui. Uh-huh. Dar așa este legea în Italia. La 14 ani copiii care sunt de interes. Da. Că poate să te lase liber, nu cheamă pe oricine. Corect. Să semneze contractul. Ei se asigură că tu nu mai poți să pleci gratis. Uh-huh. Sau și fără voia lor. Dacă ați vrea să plecați acum... Nu mai cu acceptul lor. Ok. Nu mai cu acceptul lor. Bun. Până la 14 ani, fiecare copil are contract semnat pe câte un an, să semnează pe câte un an. Ca nu poți să pleci ca în România, te-ai supărat că nu joacă copilul, ți l-ai luat și mă duc la altă echipă. Da. Nu, acolo la începutul sezonului semnezi contractul pe un an, clubul îți dă tot, iar tu nu poți să pleci până la sfârșitul sezonului. După un an de zile poți să pleci dacă s-a terminat. Iar la 14 ani semnezi pe 5 ani. Și clubul respectiv se asigură că tu nu mai poți să pleci fără acceptul lor, pentru că ei bagă bani în tine, ei investesc bani. Chiar investesc. Eduard Bucureșteanu întreabă, aveți ședințe de pregătire mentală? Se pune accent pe acest aspect? Da. Și lăsați-l pe el. Da, avem. Zi, Matias. Avem. Cum și arată de la... o ședință de asta? Nu avem un om special pentru asta, dar antrenorul, înainte de meci, înainte de antrenament, ne mai întărește psihic. Cum? Prin diferite... Mai zice și citate, mai ne pune și videoclipuri pe laptop. Motivatoare. Motivatoare, da. Cam așa. Aveți și psiholog la echipă, în cadrul staff-ului? Avem, și psiholog. Dar nu vine el în vestiar și ne face... Te duci tu dacă ai vreo dacă problemă. Vreau eu să dacă vrei să te duci. N-ai simțit nevoia să vorbești cu el până acum. Vreau să le arăt oamenilor o poză, pentru că e o poză, mie mi-a plăcut foarte mult, poate unii o consider o poză banală. E o poză cu tine în port la Genova, cred că de acum vreo 2 ani. Da. E așa, o atmosferă apăsătoare, tristă, cred că ploua, era frig, sunt navele alea în port, așa, și tu stai și te uiți pe fereastră. E o poză pusă de mama ta pe Facebook. Mă uit la tatăl tău și se umezesc ochii când se gândește la ideea asta. Pare așa o poză, e o poză, are o tristețe poza asta în ea, pentru că ești un copil de 13-14 ani aveai aici, nu singur, că ești cu mama 13 ta. 13 cu mama lui, dar de fapt singur într-o lume în Italia, pentru că tu, pe puterile tale, mama ta nu intră ea pe teren să joace în locul tău, să se antreneze. Deci ești practic pe forțele proprii, într-o țară străină, și mi-a plăcut foarte tare poza asta. Are așa o melancolie poza asta în ea. Cum îți e uneori? Te gândești, te dor de România? Îți mai vine așa să mai... V-am zis, înainte... Să mai vii încoace? Să... Înainte eram disperat să mă întorc în România. Măcar o zi să mă întorc seara. Da. În Italia, să vin dimineața, să plec seara. Da, ok. Să stau 2-3 ore. Auziți, domnul Neagu, puteți să vi asigurați treaba asta? I-am asigurat, să știți. A, da? Da. Am asigurat, a venit singur cu avionul. A, da, da, să vină în fiecare zi, nu puteți să-l aduceți să vină în fiecare zi. Păi asta vreau să zic. Acum mi-am făcut prieteni, mi-am făcut un anturaj frumos. Așa. Și nu mai simt nevoia să mă întorc așa în fiecare zi, să fiu în România. Dar ai avut momente de tristețe în anii ăștia? Da. Ai avut, da. De ce ți-era cel mai dor? Am mai zis, prieteni și de familie. Prieteni și de familie. Cum e? Când dumneavoastră sunteți aici, cum e? Eu sunt navetist. La 2-3 săptămâni fac naveta Genova. Uh-huh. Am învățat și stewardezele după curse și șoferii de pe autobuz de la Milano la Genova. Da. Mă știu toți. Foarte greu să faci naveta la 2-3 săptămâni. El a spus cum își vede viitorul și ce proiecții are. Așa, cum vedeți dumneavoastră viitorul lui? Eu am mare încredere în el. Așa. Știu că are niște calități fantastice. Ok. Și acum nu pot să-ți mai spun nimic. Chiar mi-e greu să mai spun ceva de el, pentru că mi-închide gura. Sunt la Sampdoria. Credeți-mă că au venit la Sampdoria în probe copii din România numai de lotul național. Mm-hmm. N-a rămas unul. Nu. Nu. Te întreabă Petrică candidatul. Bună dimineața, copilul simte că este privit altfel doar pentru că este român? Succes și sănătate. Simți că se uită cumva colegii la tine altfel că ești român? Sau ai avut vreo răutate așa, fără să dai vreun nume sau ceva? Înainte, da, simțeam. Da, acum m-am împrietenit cu... La modul cum? Chiar sunt la modul...
e român, ce caut aici. De față cu tine erau discuțiile astea sau? Mai erau și colegi mai răutăcioși. Aha. Ah. Care vă dați seama, jucam pe postul lor, făceam concurența cu ei și acolo, la nivelul ăsta. Uh-huh. Ei sunt foarte naționaliști. Sunt? Sunt foarte naționaliști. Așa, haideți să mai vedem. Sper să rămână sănătos și să aibă oase tari în continuare, să facă treabă și să-l vedem la Națională, unde e pus în valoare. Hai România, Alexandru Paraschiv. Deci există discriminare și în Italia. Tragic, scrie Otilia Moise. Nu ați terminat discuția despre convocarea la Națională. Succesul Ineagu Mugur, Laurențiu Crețu, are dreptate. Deci da. Ce s-a întâmplat? Deci a fost convocat aici la acea selecție, la Buftea. El s-a accidentat de la primul joc. A apucat să dea un gol. Cu cine? De la primul, de la... Între ei, primul groc. Așa, ok. Ce accident ai avut? Pur și simplu alergam, am scăpat singur cu portarul. Da. Mi-am dat seama că alergam la maxim. Da. Și am simțit un poc în genunchi. Mm. Și mi-au zis că e de la creștere, că e tripartită, așa se numește. Așa. Rotula mea s-a despărțit în trei. Da. El de un an de zile nu joacă. Serios? Da. Asta urma să vă spun. El de un an de zile... nu joacă. De un an de zile Sampdoria l-a îngrijit, s-au comportat cu el fantastic. Adică n-am ce să le reproșez acelor oameni. Fără niciun cost. Stați puțin, deci rotula ta s-a fisurat în trei bucăți sau cum? Nu, nu. S-a despărțit, că ea se ea e lipit în antena și în trei. Deci tu de un an nu joci. Nu joc. Uite, asta e o chestie pe care nu știu. Și nu s-a pregătit cu echipa. Nu s-a pregătit? Nu. Păi și în ziua... Acum, de la începutul carantinei am început să mă antrenez. Okay. În ziua când l-a trimis la echipă, când au constatat ei că este ok să se prezinte la echipă, a venit pandemia. Deci joi a avut antrenament, vineri s-a închis totul în Italia, da, pentru că avea pandemia. Se amână un pic. Dar stați puțin, e o accidentare serioasă. A fost o accidentare foarte serioasă. Sampdoria nu i-a căzut bine situația. Cum? Ce au spus cei de la Sampdoria când au văzut? Vă dați seama, au spus, dom'le, ce se întâmplă în România? Unde au fost medicii? Ce ar fi putut face medicii? Păi, oare? Probabil că să-l îngrijească până a ajuns înapoi la Sampdoria, că era pe perioada vacanței. Ok, deci dumneavoastră când v-ați întors? Tu când te-ai întors la Sampdoria după după povestea asta cu Națională? O lună de zile. Trecută pe la sfârșit. Da, pe 23 iulie a avut loc acțiunea Federației. Și pe 25, cam așa m-am cam pe 25 august, cam așa s-a... Deci Sampdoria a aflat peste o lună, dar n-aveți datoria să-i anunțați, domnule, avem o problemă. Nu am anunțat nimic, nici noi, vă dați seama. Cum eu în prima zi am încercat să joc, dar n-am putut. Ok. Am intrat în antrenament, dar de la încălzire am ieșit, am anunțat ce s-a întâmplat. Bun, deci ei au constatat după o lună că el are o accidentare serioasă. Da, da. Și n-au vrut să ia în considerare nimic ce s-a întâmplat în România, adică RMN-ul, radiografii sau ceva, a zis că păi nu interesează. Așa. Și am început să îl doctoricească ei, adică ei l-au trimis la medic, la spital, la o întreagă, fără niciun cost, adică nu li s-a cerut nimic. Uh-huh. Oamenii foarte profesioniști, RMN-uri, tot ei au plătit, clubul a plătit. După aceea recuperarea lui, de două ori pe săptămână la bazin, masaje, paramasaje, fel de fel de... Deci tu, iată, de la 14 ani deja simți ce înseamnă... Da. Problemele în fotbal. A fost o problemă și acum a început să antreneze serios, chiar se antrenează. Da, să simte că nu este un an de zile să stai să nu dai cu piciorul minge, să simte. Mai ales că și ce se întâmplă acum, el fiind cunoscut și toată lumea știe că joacă la Sampdoria, oriunde ar merge să pregătească, toată lumea se compară cu el, adică uite, se la Sampdoria, dacă se la Sampdoria trebuie să merg la Barcelona sau trebuie să merg la Real Madrid, că așa sunt părinții sau... Da. Dar nimeni nu știe că el, de fapt, joacă de un an de zile. Dacă cel minge un an de zile, acum pe 23 face un an de zile. Și clubul l-a înțeles, a avut încredere în el și chiar nu știm cum să le mulțumim acelor oameni care... Doi oameni în fiecare zi. Contractul l-ai semnat înainte de accidentare? Da. Probabil că ar fi fost o problemă dacă accidentarea... Probabil, nu știu. Vă dați seama ce înseamnă să te pregătești copil cu două persoane permanent lângă tine? Adică ei au pus două persoane permanent
să se ocupe de el, un preparator fizic și un kinoterapeut. Incredibil. Și el să pregătească cluburi de Liga 1 care își lasă jucătorii să se trateze singuri. Nu, acolo la Liga 1, deci vorbim de serios. Și la lună, odată la o lună veneau 10 oameni, se uitau permane la mine. Da. Și ziceau: "Mai trebuie să stai o lună, mai trebuie să stai prima de lună. Acea trebuie să începi să alergi, trebuie să faci sală, trebuie să depinde." O întrebare mai am pentru dumneavoastră, că deja am depășit. Cum a fost în perioada asta de carantină? Pentru că Italia a fost atinsă serios de... Noi n-am fost acolo. Noi am venit în România. Ați fost în România. Deci ați apucat să veniți în România. Pe data de 9 martie a prins ultimul avion din Genova la București. Deci a stat departe de... Da, de încă nu erau cazuri în Genova când am plecat. Noi închisese tot. Am venit în România la pregătire. Vreau să te... În final... Am o chestie, o provocare pentru tine. Asta o chestie pe care noi o vom înregistra și o vom ține pentru momentul în care tu vei ajunge un fotbalist cunoscut, mare. O să punem când nu o să ne mai bagi în seamă, de fapt, asta vreau să spun. Adică la 20 ceva de ani, când ziariștii vor veni la tine să-ți ceară interviuri și tu vei spune: nu mă interesează. Să vezi imaginile astea. Vreau să te uiți în camera, una din ele, nu știu care. Doi sau unu? Care? Unu. Unu. Unu sau doi? Doi, uite acolo, care? În aia. Aia și să spui, în aia din mijloc. Și să spui în italiană: sunt Matias Neagu și vreau să ajung balonul de aur. Sono Matias Neagu e voglio la pala di oro. Mulțumesc mult de tot pentru prezența în studio în această dimineață. Îți doresc multă sănătate, în primul rând, că e importantă. Mulțumesc. Și baftă multă să ai, să-ți iasă ce-ți propui. Vă mulțumesc, domnule Neagu, că ați fost în studio în această dimineață. Voia să mai spuneți ceva, vă simt. Nu, altă dată. Când o să ajungă el, am multe de spus. Ok. Mulțumesc mult de tot. Vă mulțumesc și vouă că ne-ați urmărit, că ne-ați scris. Ne pare rău dacă n-am apucat să citim toate mesajele. Ne vedem mâine dimineață la 91 minut cu Daniel Niculae, fostul atacant al Rapidului, fostul conducător al Rapidului, va fi aici în studioul GSP Live. Nu uitați peste zi www.gsp.ro. Multe lucruri importante se întâmplă în fotbal. Vintilă pleacă de la FCSB, Regecamp manevrează în culise. La Dinamo se întâmplă lucruri, dar nu mai e nicio surpriză. Mulțumesc mult, pe mâine!